o seară misionară, am auzit prezentarea asta așa de frumoasă și haideți să deschidem care aveți scripturile. Ionuț ne ajută să punem pe proiecție la Marcu, capitolul 16, de la versetul 15, acolo se și încheie scrierile lui Marcu. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu, vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vor bea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu, iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Amin. Doamne Tată, stăm înaintea Ta și în seara aceasta și îți mulțumim că am avut acest har aparte și mai diferit pentru noi în seara aceasta să auzim niște gânduri misionare, să le numim noi așa, niște oameni care merg într-o altă țară și lucrează în altă cultură și duc vestea cea bună a Evangheliei și ne-a rugat cu adunarea pentru ei și spun și eu în clipele astea, Doamne, binecuvântă și ce binecuvinți Tu, rămâne binecuvântat. Acum mă rog, Doamne, să-mi dai har, gândurile care mi le-ai pus pe suflet, acele puncte, acele gânduri de ale trimiterii, Doamne, să îngăsești cele mai potrivite cuvinte, să le transmit și toate să fie spre gloria și spre cinstea Ta și spre zidirea bisericii, care cu toții suntem lucrători cu Tine în trupul Tău. Amin, vă rog respectuos să vă reașezați. Pentru misionarii noștri, luați cuvântul acesta cu voi și personalizați-l, rostiți-l și credeți-l. La ce mă refer? Mă refer la un verset și ia notiți acum, capul familiei și nu numai. Isaia 61:1. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Amin? Și când veți fi acolo în Kenya, departe, mai citiți-l, mai amintiți-l, mai scrieți-o pe o tăbliță, așa, mai puneți-l acolo pe unde o să stați, da? Cum vă spuneam, va fi un mesaj al trimiterii în seara aceasta. Eu nu-ți revin-o la imaginea aia ce am pregătit-o. Câți din voi de aici ați fost la Sfânta Treime Londra? Ați fost careva pe acolo? Imaginea asta ce o aveți, așa englezii au o vorbă, the ends of the earth, sfârșitul, marginile pământului, să traducem așa, da? Ce vedeți în poza asta? Să vede și un om acolo, cred că e George Dume. Domnul știe cine îi, dar ce se vede în imaginea asta e undeva cam la 90 de, ei zic acolo miles, mergeam cu ei pe highway și ceva nu mai făcea nicio legătură când vedeam acum cam unde îi și ceva nu mai făcea niciun rațiune și după aceea mi-a zis fratele Stele, nu știi că e miles aici, ok, miles, bun. E de la ei, de la biserică, undeva în sud, unde bineînțeles ajunge la ocean, cam la 55 de miles jos la sud, în termenii noștri 90 de kilometri, cam așa. Și așa spun englezii, că acolo e capătul lumii, bineînțeles că e un mit și așa e o coastă foarte faină, cum se vede în poză, și ea continuă mult mai mult, cu multe ramificații și așa. Și am gândit că e potrivit lucrul acesta, pentru că vreau să mergem un pic în mesajul acesta a ajunge până la marginile pământului și să-l dezvoltăm puțin în seara aceasta. Încheierea unei alte evanghelii, a lui Matei, dacă mă ajuți Ionuț, Matei 28:20 se termină așa, tot Domnul Iisus le vorbește ucenicilor și aici, dar Matei arată un lucru foarte interesant, foarte frumos, care noi de multe ori rostim versetul acesta și de multe ori versetul zilei ăsta, da? Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Amin. Domnul să ne ajute și să avem încrederea aceasta neclintită.
Ce aici le spunea Iisus primilor oameni care au pășit să ducă vestea aceasta bună în toată lumea? Vreau să mă duc la ceva. Observăm aici ceva foarte interesant. Hristos îi spune, le spune ucenicilor să meargă în toată lumea. În timp ce studiam și mă rugam și pregăteam gândurile astea, mi-a arătat Dumnezeu ceva foarte interesant din Scripturi, din Genesa. Și vedem aici o altă repetiție, da, în istorie. La momentul acela izgonirii lui Adam și Eva din grădină, așa le-a spus, duceți-vă, mulțiți-vă și umpleți pământul. Acum Iisus celor 11 și mai târziu Pavel, da, 12 ucenici, să vestească vestea cea bună a Evangheliei pe tot pământul. De multe ori ne punem întrebarea asta, cum ești? Cum? Și de multe ori răspundem orică bine, ori un alt răspuns foarte, foarte așa fain între noi, între creștini, că mergem înainte. Și mă cercetam într-un gând în perioada asta, e foarte important să ne gândim la un lucru. Noi toți mergem înainte. Populația României la actual e undeva la 19 milioane. Să știți că toți merg înainte. Populația Keniei, ar trebui să știți voi mai bine, 53, așa-i? 53 de milioane populația Keniei și mai ziceam ceva vreme în urmă că am trăit un moment foarte interesant în istorie, dacă bine îl cercetăm. Pentru prima dată în istoria omenirii s-a ajuns la 8 miliarde de locuitori. Nu știu dacă cumva a mai fost mai mult de atât în trecut, dar luând niște statistici, nu-i posibil că ar mai fi fost așa de mulți înainte. Dar cunoaștem în parte și știm în parte, într-o zi vine acel dezluși și atunci o să știm mai mult cât au fost sau nu au fost. Dar ce vreau să spun cu lucrul acesta? Să știți că toți merg înainte. Nu? Dacă mergi pe stradă așa spre Vivo, ar fi chiar ciudat să vezi așa unul pe stradă că merge înainte, da? Cu reversul, cu marșalierul, nu? Noi toți mergem înainte. Dragilor, întrebarea e ce e înainte, care ne e direcția, ce e la centrul cărării? Hristos? Ori cariera, ori câștigul, ori vacanța? Ce anume înainte? Pentru că toți ne focalizăm înainte anume, da? Înainte se merge spre un scop care ni l-am propus, da? Fie ca acest Domn Iisus Hristos să fie scopul vieții și direcția mine, El să ne ajute. Ce este înainte? Hai să ne uităm un picuț la David. Psalmul 139, 23. Uitați-vă la omul ăsta după inima Domnului. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei, vedeți? Aici trebuie să venim. Așa să ne fie și inima noastră. Oamenii aceștia care vor misiona, care misionează și vor continua să misioneze în Kenya, ne-au vorbit și ne-au expus care este mersul lor înainte, da? Mergeți înainte, așa-i? Ne-au prezentat proiectul, da? Ne-au prezentat direcția lor, ne-au prezentat țelul lor, pentru că asta le-a încredințat Dumnezeu lor. Să mergem înainte pe calea trasată de Dumnezeu pentru unul fiecare din noi. E prea probabil căile acestea nu sunt aceleași pentru fiecare. Avem un scop comun, la final ne vom întâlni în același loc, dar Domnul are diferite lucruri pentru fiecare din noi și El să lucreze. Are Domnul așa o abundență de lucrări pentru fiecare și noi doar să fim gata să pășim în tot ce a pregătit El. Amin. Se spunea de un izvor nesecat de dimineață, da? Așa este Dumnezeu, un izvor nesecat, e ceva care țâșnește în continuu. Dragul meu, te rog foarte mult, ascultă-mă la propozițiile astea care vreau să ți le spun. Tu ești rânduit să fii un izvor de binecuvântare și nu o baltă care se uscă la soare, ai înțeles? Ești rostit, ești rânduit, ești hotărât să fii un izvor de binecuvântare și nu o baltă care se uscă la soare și să trăim așa. Domnul vrea așa de mult mai mult de la noi și în mesajul ăsta care mă rugam Domnului să
să-l dezvolte, să mă ajute să-l înțeleg, să-l prezint și în legătură frumoasă cu seara misionară și cu ceea ce am auzit de la Kenya. Mi-a dat Domnul trei aspecte care vreau să le dezvoltăm și să mergem în ele și deja s-au atins peste toată ziua. Asta e o zi a rugăciunii pentru plinătatea Duhului Sfânt și în primul rând vreau să vorbesc un paragraf care, să-i spunem, mergeți plin de Duhul Sfânt, amin? Știți pasajul unde Iisus le poruncește să aștepte la Ierusalim, toți îl știm, vă citesc doar ceva foarte puțin în el, Faptele Apostolilor 1:8. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și deja se atingea puțin aici. Vreau să înțelegem un aspect clar. Trimiterea spre neamuri acestei propovăduiri a împărăției a pornit de la Ierusalim. Și dacă venim acum la zilele noastre, după 2000 de ani, da? Ierusalim, putem zice Ierusalim, Cluj, da? Iudeea, să zicem așa, Ardealul, Samaria, să zicem toată România, Uniunea Europeană, da? Și marginile pământului, asta e așa metaforic, imaginea respectivă, cu siguranță n-are pământ o margine și unii merg că e drept, unii rotund, unii cred că mai sunt care cred că e și dreptunghiular, indiferent de lucrurile astea. Marginile pământului, faptul că ne-am dus și faptul că ucenicii au înțeles chemarea și trimiterea și spunea Dani de dimineață de ucenici cum erau ei de nu atât de capabil când erau doar pe lângă Iisus, dar ce-a făcut Duhul Sfânt cu ei și ce-au căpătat ei în momentul când au rămas responsabili, în momentul când au rămas, să zicem așa, oarecum singuri, dar n-au fost singuri, că Domnul a zis că e mai ferice de voi să plecă, Mângâietorul va fi cu noi, cu voi, tot timpul cu noi, de asemenea. Și Domnul a fost cu ei și a făcut lucrări mărețe și dacă nu făceau lucrările alea mărețe, nu eram în seara aceasta în număr așa de frumos aici, așa e? Dacă te trimite Domnul, du-te, vei înțelege vocea Lui, așa cum auzeam în mărturia care s-a făcut, da? Poate ți-ai dat o trimitere, poate o auzi o singură dată în viață, ia minte ce auzi și... Dragilor, la un moment în viață, și am mai spus lucrul ăsta mai ceva vreme în urmă, am auzit și eu vocea Domnului și mi-a zis, clar, du-te în România și vă spun, așa simt pentru neamul ăsta românesc și așa simt lucrul ăsta și suntem aici și ei au auzit vocea clară, mergeți acolo în Kenya și trebuie să facă aia și altul aude altceva și știi ce, urmați lucrurile astea, poate e o singură dată în viață când Domnul îți dă momentul ăla, puteam să stau la lux, puteam să stau la oportunități enorme, vorbesc cu prietenii mei, 38 de grade, a fost ieri la Melbourne, deci lămâiță tot ce trebuie, giorno, cum zice italianul, nu? Am venit la altceva, aici e altceva, dar e frumos. În prezența lui Hristos e frumos oriunde, nu contează unde ești. Contează să fii în voia Lui. Dacă ești în voia Lui și în planul Lui și dacă ai ascultat vocea Lui și te duci prin credință, cred că e cea mai mare împlinire. Nu există lucruri pe pământul ăsta mai împlinitoare decât să fii în voia Lui. Amin? Mai ceva, un 25 de ani mai în urmă, era un moment în care... Nu pot să-l numesc la trimitere, că eu nici nu eram întors la Hristos, dar mi s-a evit așa oportunitate să mă duc printr-o reîntregire, să mă duc la mama mea în Australia și atunci m-am dus acolo. Și dacă stau să mă uit în spate și atunci am împlinit ceva, că atunci m-am dus singur, eu am întâlnit-o pe Simida și am împlinit versetul ăla că umpleți pământul, da, mulțiți-vă și am venit în România 5 acum. Și Domnul are umorul Lui și e așa de frumoasă viața cu Dumnezeu. Dragilor, tot la aspectul merge plin de Duhul Sfânt. Haideți să rămânem în cuvânt. Marcu 16, 17, da? Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma și vor... pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși și fratele nostru scump deja a încercat și ne-a explicat un fragment de cât a putut să ne explice în timpul cât l-a avut aici să vorbească și sunt sigur că dacă mergem în hol și mai stăm o oră și două cu el, se va deschide mai mult minunile Domnului, că e așa de frumos cu Domnul, amin? Credeți din toată inima, Domnul echipează și astăzi... Luați toată armătura Duhului și cereți daruri duhovnicești cum ne rugăm în ziua aceasta.
pentru a avea eficiență maximă în slujire, că pentru aceasta sunt lucrurile acestea și Domnul să le dea din belșug și peste noi și peste familia misionară și peste soțiile noastre, peste copiii noștri, peste conducerea acestei adunări, peste Cluj, peste România, peste Europa și mai departe, da? Mai auzi uneori, nu unii mai spun, mă, parcă nu mai sunt minuni și eu tot mă gândeam când mă uitam la mesajul ăsta, pentru unii poate o văd că nu mai sunt, dar dacă ne uităm foarte atent, exact trimiterea aceasta, care una e de nu știu, acolo sunt multe controverse, dacă zic că de 6 ani au fost izgonit Adam cu Eva din grădina Edenului, unii îmi dau dreptate, alții vin cu alte calculații, nu e atât de relevant aia, dar sunt două mari minuni, eu le pot numi minuni astea, pentru că sunt niște minuni care continuă și în ziua noastră. Astăzi, în 2023, aici, încă aceste două minuni continuă să fie și una e, cum ziceam mai devreme, îi Adam și Eva, mergeți și mulțiți-vă și umpleți tot pământul. Această minune și trimitere încă se împlinește și astăzi este la 8 miliarde de locuitori, cea mai mare populație care vă spuneam că e atinsă. Da? Și al doilea, duceți-vă până la marginea pământului, nu aceea de sub Londra, acolo la 90 de kilometri. Marginea pământului aici în Florești. A fost pentru mine în Melbourne mult timp, în Brisbane pentru tine, a fost în Spania, da, în Anglia, în Rusia, în câte locuri am ajuns în lumea asta și numai noi din sală, dacă stăm un pic să vorbim, Irlanda, câte nu, da? Și chiar un alt aspect care stăteam să mă gândesc, un tărâm necunoscut și să ajungă Evanghelia așa departe, noi o gândim să mai tracă un pic teritoriu, dar ideea e la suflete, da? Că acolo vrea să ajungă Dumnezeu și chiar inima ta în seara aceasta poate fi un nou tărâm al Evangheliei, da? Dacă ești în seara aceasta aici și încă nu ești unul care să spui am gustat și am văzut ce bun e Domnul și merg cu El, poate asta e seara ta și poate în seara aceasta se atinge și tărâmul inimii tale de la marginea pământului, amin? Trăind zilnic împlinirea acestor două mari minuni de care vorbeam și așa îmi place să le numesc și ele continuă în paralel, da? Oameni continuă să se nască, se nasc și buni și răi, pentru că Domnul nu face diferența. Un alt verset zice că El lasă ploaia și peste cei buni și peste cei răi. Asta e creația Lui și un har, reproducerea e un har, e creația Lui. Și în cealaltă parte, Adam și Eva lucrează în continuare, da? Cu trimiterea lor. Și cei 12 ucenici lucrează în continuare și ei cu trimiterea lor, care a ajuns prin noi, prin cei ce am înțeles, prin frații noștri, prin cei care, familia care pleacă la Kenya, prin noi care slujim aici la Florești toți, alții în alte locuri și Domnul face lucrări minunate. Duceți-vă în toată lumea și pentru unii chiar lucrarea locală această trimitere. Și aici e lucrarea lărgirii împărăției, da? Este și aici. Și este un constant și un neîntrerupt. Doamne, vorbește, Doamne, ține-ne Tu în planul Tău, în voia Ta, Doamne, învață-ne, Doamne, calea Ta, numai înainte, amin? Să mergem înainte pe calea Ta. Și vreau să repet iară ce spunea David. Vreau să mergem așa prin niște versete foarte fugitiv și să ne ducem un pic la inima lui Dumnezeu, să ne ducem un pic la mai mulți oameni al lui Dumnezeu, cum vedeau și percepeau ei calea aceasta, că mergem înainte, da, și că mergem în toată lumea și că vrem să-L glorificăm pe El. Repet ce am citit mai devreme, Psalmul 139, 23, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Exodul 18, 20, învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să urmeze și ce trebuie să facă. Psalmul 32, 8, eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta, așa fă și cu noi, Doamne, te rugăm. Psalmul 119, ăla lung, care le place la copii, 27, fă-mă să pricep calea poruncilor tale și voi cugeta la lucrările tale cele minunate. În același psalm, versetul 30, ale calea adevărului pun legile tale sub ochii mei. Versetul 32, alerg pe calea poruncilor tale căci îmi scoți inima la larg. Psalmul 18, 32, Dumnezeu mă încinge cu putere și mă povățuiește pe calea poruncilor tale.
cea dreaptă. Psalmul 25:8, Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. Psalmul 25:9, El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Tot în 25:12, cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnului arată calea pe care trebuie să o aleagă. Psalmul 119, cel lung, 33, învață-mă, Doamne, calea orânduirilor tale, ca să o țin până la sfârșit. Psalmul 26:12, piciorul meu stă pe calea cea dreaptă, voi binecuvânta pe Domnul în adunări. Și aș putea să citesc până dimineață numai versete de astea, că Scriptura asta e plină. E ca un izvor care nu seacă, e plină. Haideți să mergem, spuneam de trei lucruri, da? Al doilea lucru, haideți înapoi mărturisind, când veniți, mărturisiți minunile Domnului. Știți ce mare impact ăsta am, nu? Putem pune întrebarea, cum a fost în Kenya? Nu, ați fost pe la Nairobi, pe la Mombasa și voi să veniți înapoi, cald, foarte cald, deci cald. Sau... cum ai și făcut-o mai în seara aceasta, da? A fost deosebit. A fost acolo în îndrăcit, a fost acolo așa, s-a întâmplat acolo așa, a fost dincolo așa și Domnul a dat izbândă și Domnul mai vindecă și surdul aude și orbul vede și Domnul lucrează și azi, amin? E același în vecii vecilor. Detaliile, să știți că detaliile ne ajută așa de mult în mărturisire. Și mai târziu, cum ziceam mai devreme, da, avem socializare acolo în hol și faceți-vă timp să-i înconjurați și să continuăm să discutăm. Și venim acum, nu neapărat să ajungi în Kenya, să ajungi departe, tare de casa, unde înțelegi că ții casă, dar venim aici la noi, nu? Venim la grupa de rugăciune, venim pentru joi seara, da? Și sunt atâtea oportunități în care ni se întreabă dacă aveți ceva de mărturisit, dacă aveți vreo cauză. Și putem spune lucruri, mai mult se deschide la grupa de casă, da? la grupele de tineri, da? Chiar și la studiu. Și la studiu e un moment în care discutăm liber și atingem multe înțelegeri ale Scripturii. Dar la grupa de casă poate e un mediu în care zici, uite, am nevoie de lucrul ăsta, rugați-vă pentru mine. Sau, uite ce a lucrat Domnul, da? Avem o soră scumpă, n-o dau cu numele, care ne spune foarte mult de lucrări frumoase. Avem lucruri așa de frumoase chiar aici în mijlocul nostru, da? Iosua 6:27, Domnul a fost cu Iosua și i s-a dus vestea în toată țara. Și aici e interesant e versetul ăsta. Ia în loc de Iosua, pun acolo numele tău acum, da? Domnul a fost cu Xulică și a dus vestea în toată țara. Doamne, lucrează Tu cu toți copiii Tăi, cu fiecare mădular din trupul Tău, amin? Domnul să lucreze și merg la al treilea aspect. Prin toate aceste trimiteri și propovăduiri, nu facem altceva decât să grăbim venirea Domnului. Amin? Grăbirea Domnului venită. Ne ajuți, Ionuț, cu Matei 9:37-38. Atunci a zis ucenicilor Săi, e vorba de Iisus, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui. Ești gata? Amin, amin, așa de mult e de muncit. Să știți, dragilor, că nu facem altceva decât să grăbim venirea Domnului. Matei 24:14. Evanghelia aceasta, împărăției, va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Maranata. Așteptăm sfârșitul pentru că pentru noi care ne-am pus nădejdea și speranța noastră în Hristos, sfârșitul e un câștig, nu? Spunea Pavel, dacă murim pentru Domnul, murim, dacă trăim pentru Domnul, murim. Și noi avem o cântare așa când era mai tinere, iată, ne plăcea să o cântăm, așa urmă mai ceva. Așa este, sunt adevărul din Scripturi. Sfârșitul și momentul revenirii lui Iisus va fi declanșat de ultimul suflet care completează cartea vieții, ai înțeles? Sunt lucruri din Scripturi. Sfârșitul și momentul revenirii lui Iisus va fi declanșat de ultimul suflet care completează cartea vieții, așa o înțeleg eu. Dumnezeu are un număr și poate e la ultima filă.
Poate într-o seară ca aceasta, poate în timp ce spuneți unei familii despre Dumnezeu, va fi finalizată cartea vieții, acele nume scrise, da? Poate suntem chiar aici și chiar aici și mai sunt doar câteva de scris. Poate chiar numele tău, care ești în seara aceasta aici și încă nu știi ce să faci, poate numele tău va declanșa trâmbița. Citiți Apocalipsa ca să și înțelegeți ce vine. Și dacă Genesa începea cu Adam și Eva și a izgonit din grădină și le-a spus merge și înmulțiți-vă și umpleți tot pământul și acum am ajuns la 8 miliarde, și dacă în mijlocul acestei cărți, da, în Evanghelii, se termina Evanghelia după Luca, după Marcu, după Matei, cum mergeți în toată lumea până la marginile pământului și duceți Evanghelia și vedem că s-a împlinit, că la Florești în seara aceasta se vorbește de această Evanghelie despre care vorbea Petru, Filip, Ioan, da? Atunci putem să credem și ultima filă, Apocalipsa, citiți-o acasă toată. Și după să spuneți din toată inima, Maranata, vino, Doamne. Nu ai vrea să fii din acei care completăm numărul, cum spuneam. Pune eu, nu te rog, și Romani 11, 25, pentru că ce-am luat aici din Scripturi, fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor, da? Al celor din Florești, da? Celor din Europa, celor din Ucraina, da? Neamurilor. E simplu, a? Doamne, lucrează Tu. Ioan 13:35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, spune Iisus, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dă-ne, Doamne, pe deplin și vreau să vă reluați, da, versetul ăla, dacă nu l-ați notat, vi-l mai citesc o dată, Isaia 61:1. Duhul Domnului, Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Amin. Domnul să vă însuflețească și așa de mare cât e lucrarea din Kenya, așa de mare e lucrarea din Florești și cum se spunea mai devreme, se slujește și aici și în a aduce, cum ne spunea acel afiș al lucrării cu surorilor, întâlnirii de pe 28, dacă nu greșesc, da, seara la 17, la 5, vino cu o prietenă, da? Prin asta împlinim Scripturile, prin asta grăbim venirea Domnului, vino cu o prietenă și când vii duminica cealaltă să asculți pe fratele Mihenț, vino cu un prieten, vino cu un vecin și Domnul să lucreze. Vreau să vă mai spun o poveste faină, una de lângă inimă. Povestea unui misionar. Un misionar din altă țară se străduia foarte mult să învețe limba locală. Voi ați început vreun pic să... E mai complicat ca ardelenească. Adică când am venit așa, îmi luase la oameni, tu mă, ce fain e aici. Oh, no. Și e, dai eu nu, bai, da, va. Nădraj, treburi, laboșe. Eram săptămâna asta în Iași și zicea Simi, pentru un pic de timp am crezut că vorbesc altă limbă, după așa o dat seama că era română, da? Numai în limba noastră română avem cel puțin 4 dialecte, dar așa de puternice că dacă mergi dintr-o zonă alta, aproape că nu recunoști. Și copiii mei chiar că greu recunosc, că de-abia înțeleg clujenii, dar dacă ne-am dus la ea care vorbesc și un pic mai utii, îi cum îi, da? Dragilor, misionarul ăsta despre care vreau să vă spun, era într-o țară, spune povestioara, și el tot vorbea și avea un traducător care înțelegea și limba lui, bineînțeles, și tot traducea. Și i-a venit lui râvna aia, hai mă să mă pun pe treabă și pe lângă asta, dacă vreau să simt cu oamenii ăsta, să le învăț dialectul. Chiar dacă e unul foarte complex, foarte departe, cum se scrie, cum se intonație, gramatică, tot s-a pus pe treabă și s-a apucat de învățat. Și învăța, dar nu era ușor. Nu știu pentru voi dacă e ușor, dar... Știi cum e, când înveți franceză și mai ales pentru noi românii să înveți italiană, e floricică la ureche. Când mergi să înveți germană, care ați experimentat, e mai greu.
Încerc să înveți rusă, parcă e și mai greu. Maghiară, imposibil. Vistoș. Nu chiar. Deci gramatica și tot noi știm că sunt foarte diferite. Sunt limbe latinice care alea se leagă repede, nu-ți ia foarte mult. În care merg în Spania și în Italia, după 2-3 ani, dai aici și Vicky în seara asta, au mers în Italia, o, parlare italiene, no, bene, bene, așa-i? Nu-i mare stres. Dar când mergi la un alt dialect total, e greu. Dacă când mergi în niște triburi și în locuri unde nici nu l-ai foarte clar și... În fine, misionarul nostru, zice istorioara, că făcea progrese, dar nu era unde trebuie. Și a început el să organizeze niște lucruri faine, că oamenii se deschideau foarte tare. El mereu vorbea din scripturi, traducătorul ăsta cât putea înțelegea limba, exterioriza, dar parcă ceva simța el că nu leagă. Probabil nu traducea suficient de bine omul, nu știa sigur. Făcea progrese mai bunicele și deja i-a adunat pe sătem pe cei din zonele respective, vineau și din alte zone și se adunau așa într-un orășel, într-un sătuc cumva, mai mulți acolo, spune istorioara, și de 2-3 ori pe săptămână. Și le tot spunea lucruri din cuvânt. Și acum iar era programată încă seară și urma ora la care era vorba și traducătorul nu mai apărea. Și se făcea fix și traducătorul nu a apărut și s-a făcut și 10 și nu a venit și s-a făcut și 20 și nu a venit. Și acum oamenii deja începeau să se mai și împrăștie și și-a luat misionarul nostru inima în dinți și a zis acum cu cât știu, cu cât am reușit să pun pe oaltă, a deschis cuvântul și cu un limbaj foarte, foarte sărăcăcios și a modificat schița pe loc, poate chiar și-a părăsit-o cu totul. Și așa cum a putut, a dus misionarul nostru un discurs de un timp și spre surprinderea lui, plângeau oamenii și erau atinși de Dumnezeu și rațional nu mai făcea niciun sens. Zicea ăștia acum, ori plâng că la ei nu se râde, se plânge când e ceva jalnic, ori ceva nu mai face rațiune. Și la sfârșit a avut un moment să se roage pentru oameni și dacă sunt care vreau să-L urmeze pe acest Hristos. Și au venit foarte, foarte mulți în față și a fost o seară așa foarte aparte față de toată experiența lui care a avut-o. Și nu mai făcea nicio rațiune. Zicea, Doamne, ori le-ai lucrat Tu prin Duhul Tău în urechile lor altceva, ori nu știu ce mai să spun, dar limba mea săracă s-o dus nici cum. Am spus mereu, mereu aceleași propoziții câte le știu. N-am reușit să le explic. Le tot mai mult făceam prin semne decât prin cuvinte și impactul, nu înțeleg impactul. Dar a avut o seară faină, s-a rugat pentru ei, toate bune, toate frumoase, s-a dus acasă, s-a tot, se uimea el în așternutul lui ce se întâmplă. Și a doua zi, ne zice istorioara că se duce prin sătucul respectiv și pe marginea drumului, mai în jos, așa, era un pârâu, așa, un râu din ăsta mai miculuț, așa, un pârâiaș sau cum să-i zicem, și îl vede pe traducător și cu bătrânica, cu mama lui. Bătrânica aceasta, o seară înainte, ea a fost prezentă și a fost una din cele care au venit în față plângând și a fost așa o seară prelungită, da, să o numim așa. Și acum el, în uimire, bun, e și traducătorul care mă înțelege bine pe mine, îi și bătrânica care a spus un da lui Hristos aseară, n-o lămuriți. Și începe, ce-a fost, cum ăsta, explicați-mi. Îi traducea traducătorul la bunicuță, îi spunea, da? Și fiți atenți la ce spune bătrânica. Eu n-am multă școală, dar aș vrea să te întreb și eu pe tine ceva. Tu vezi hainele care le spăl eu acum aici în părău? Apa trece prin ele și le curăță. Credeți că au ele habar cum le curăță apa? Și cu toate acestea devin albe și frumoase. Nu înțeleg eu în adunări tot cuvântul, nici când traduce fiul meu, nici când aseară l-ai transmis tu cum ai putut. Dar să știi că simt în suflet căldura Duhului Sfânt care mă curățește de păcat și mă cheamă la o viață curată, așa cum apa aceasta curăță hainele mele. Asta a spus bătrânica la misionarul nostru. Așa că prindeți curaj, mai învățați, da? Vreau să închei cântând o cântare care o știm, cred că toți. Tu nu pleci niciodată de la mine. Și haideți să o cântăm împreună și
Domnul să ne cerceteze. Îți mulțumesc că m-ai iubit mereu.